parte din albume deja le-a făcut Diana, pentru că eu am fost plecat în prima parte a zilei. Aici e cealaltă parte de albume, care sunt încă o grămadă și trebuie făcute și astea. Încă mai trebuie biguite alea, biguite alea și accentuate toate astea. Astea sunt niște hârtii de sublimare pe care trebuie să le încerc mai târziu. Deci este un halat de satin pe care trebuie să-l personalizăm și nicăieri nu sunt suficiente ore astăzi pentru a le face pe toate. Plus că mai avem de făcut și niște tricouri, așa că eu o să mă ocup de astea, Sergio o să se ocupe de albume și vedem când mai avem timp să și existăm. Am pregătit designul pentru tricourile astea pe care ne le-a adus aseară cineva. Sunt niște tricouri sintetice și o să le facem cu logo-ul acesta. Asta o să vină pe spate și pe față o să fie cam același lucru, doar că mult mai mic. Gen cât e aici, dacă vedeți. Și cum se a pus acolo, l-a biguit și mi-a ocupat locul, eu a trebuit să migrez. Dar nu e asta o problemă. Avem aici foliile astea de sublimare. Avem plicurile pentru invitații, halatul ce urmează să fie personalizat și aceste tricouri. Nu știu ce ne-am face fără suma. Probabil ați auzit hârtii de sublimare. Da. Astea sunt niște hârtii de sublimare, astăzi de test pentru mine ca să încerc. Prima dată pe un tricou de al meu. Pentru că un client are nevoie de personalizare pe tricou ăsta. E un tricou fancy, Troily Design, cei care știți și cei care nu. E un tricou de sport foarte, foarte fancy, să zic așa. Bun, și omul a vrut personalizare pe el. Doar că a vrut un logo care e foarte, 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 foarte complex. Care nu merge prin folie, prin tehnica noastră să faci din vinil. Și am zis că ok, e tricou sintetic. E logo foarte complex. Simplu, faci întri în sublimare. Pentru că, după cum v-am zis, știu o grămadă de oameni la căror imprimante de sublimare nu mai consumă bani. Și m-am gândit că mai mult ca sigur, acei oameni la căror imprimante care consumă bani o să vrea să facă vorba aia niște bani. Și atunci am vorbit cu un prieten. Băi, omule, nu-mi faci rău frumos niște chestii, nu-mi printez niște hârtie sublimare pe care după aia eu să le sublim pe un tricou. Ba, cum să rău, copy-paste, print și job. Vine omul cu tricou și mi-l aduce. Tricoul ăsta în cauză și sublimarea ar trebui făcută aici, sub ăsta. Cei care face sublimare deja cred că vă prăpădiți pe voi de râs, nu? Bun, îmi face omul sublimare, chestii, întâlnim și după aia mi-e pică fisa, bă, stai așa. L-am sunat și am zis, bă, nu știu dacă tu te-ai prins sau nu, dar eu trebuie să fac sublimarea pe colorat. I-am zis pe portocaliu, că își rețineam că sunt inversate, rețineam invers culorile, că n-am tricou la mie. Trebuie printat sublimarea aia pe hârtie pentru colorate. Zice, bă, na. Oh God. Zică, bine, asta este acum, lasă că văd, eu găsesc o soluție. Când ajung la atelier, văd că, de fapt, sublimarea ar trebui făcută pe bleu-maren, adică pe închis. Și astea sunt logo-urile, știi? Adică ăsta, ăsta și astea. Ar trebui sublimate pe blămaren închis, adică jumătate negre pe... Deci zici că e prima dată când personalizezi un tricou. Da, și ce să fac și ce să fac? Omului trebuie tricou mâine. Adică el mi-l-a adus ieri ca să-l fac azi, să fie gata pentru mâine, că el mâine are nevoie de el la o filmare. Și nu pot să-i zic în seara asta că, bă, nu le-am putut, știi? Nașpa. Așa că l-am sunat și am zis, mă, uite, cred că mi s-a blocat creierul în momentul în care mi-a adus tricou și am zis unde le punem și cum facem și așa, când am făcut designul vizual, mental și așa, și am zis că se poate. Că nu se poate, că nu, mi s-a blocat creierul când am zis că se poate, că e ok, că se face. Și zice, no, bun, hai să găsim o soluție. Zic că da, de aia te-am sunat să vedem ce putem face. Și ce-am concluzionat? Că facem cu vinil. Așa că, ăsta, Avo Sportul. Clar, simplu, aia se poate face. Treaba asta cu maimuța Grease Monkey-ul, zice, păi la putem face pe alb, că ei au și varianta albă. Da, bine, bun, perfect, îl facem din alb. Ok, după aici, Bike Alpin, ăsta, iarăși, e o parte portocaliu și o parte negru. Zic, eu putem partea aia neagră să o facem din alb. Da, sigur, fă-o alb. E cap, na, bun, și mai asta, mai e ăsta, Physio Hand. Zic, eu, aici, din păcate, o să trească să folosim un logo mai, mă rog, tot o mână, așa, un handprint, dar mult mai puțin detaliat, pentru că, da, vedeți, ăsta e, n-ai cum să-l faci din folie. Nu faci asta din folie. Și zice, păi, da, asta este, acum așa facem și, da, zic, eu îl facem tot din alb sau din gri. Hai să-l facem dintr-un gri. Brr, brr, brr.
i-am și zis, omule, să-mi bag piciorul, dacă ar fi toți clienții ca tine, ar fi... ar fi genial. Și-am să o la capăt cumva. Doar că acum greu a căzut pe bietădiuța, care trebuie să trăiesuiască chestiile astea de aici. Știți, și vedeți că aici este portocaliu peste negru și aici este negru peste portocaliu și... Am reușit. Da? Am reușit, da, că le-am separat și am reușit. E bună, Diana, la casa omului sau la atelier omului? No, bun, hai că cumva le scoatem la capă. Fază genială cu una dintre comenzile de azi. 5 tricouri cu logo companiei la care lucrează omul. Și le întrebăm, bă, plătești tu sau plătește firma? Nu, plătesc eu. De ce îți cumperi tu tricouri personalizate cu firma la care lucrezi tu și le plătești tu? Pentru că e de doar tricouri polo groase și mor de cald în ele. That's not funny. Ce? Not funny, poor guy. Stop laughing. Too funny. It wasn't me. Don't, please. Au. Suntem la cea mai complexă parte, la tricou ăsta cu un milion de chestii. Țineți-ne pumni, bine că ăsta e... Super! O ieșit foarte bine! Dă-te! Deci chiar am făcut treabă bună astăzi și o simțim și noi. Am văzut că dacă vă mai adus aminte de videoul cu giveaway-ul, ați mai dat încă 5 like-uri. Really? 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 5? Da, hai că măcar e ceva. Poate în 2 luni de zile, în ritmul ăsta, dăm și giveaway-ul cu tricoul ăla. Bun? Și apropo, ne-am luat un laminator mare. Pa!